Salut, salut! Sunt la munte, dar într-o vale. Adică valea asta e înconjurată de munți înalți. Și am venit ca să ajut cu un proiect la o mănăstire aici în munți. O mănăstire care e aici peste drumul ăsta. Am luat un ventilator, un panou solar și baterie. Și fermierul ăsta care lucrează aici e de fapt un biolog de ăsta, de om de știință sau un individ care face studii pe plante și pe sol și pe microorganismele din sol. Adică nu e doar unul din ăsta care sapă, pune plante și așteaptă să le recolteze. Nu, e unul care e specializat în domeniul ăsta. În engleză se numește biodynamics, un fel de grădinărit mai pur decât grădinăritul biologic sau organic. În caz că ești în America, se folosește mult termenul de produse organice. Și spun ca idee că aici este un loc care mă liniștește super, super, așa într-o stare de... nu știu dacă e bliss sau e o stare din aia care multă lume o caută și nu știu cum să o ajungă, să o atingă. Muntele ăla, vârful ăla de acolo, care e poate la 2600 de metri sau ceva pe acolo, nu se vede acum, dar se vede din mănăstire, din biserica mănăstirii. Au așa o arhitectură foarte interesantă, e un fel de vitraliu de ăsta mare și în spate, pe fundal, este muntele ăla. O să încerc să postez de acolo, deși este o notă, nu filmați măicuțele. Do not take pictures of the sisters. Ok, să mă duc să-ți arăt niște flori de câmp. Am avut niște mâncare sau am mâncat un pic niște omletă și cu legume făcute dimineața și brânză. Aici e locul unde vin câteodată măicuțele la meditație sau ce fac ele aici. Mai încolo este un pârâu care are un fel de râu mictitel așa, care are somoni în sezon. E super, super și să vezi peștii care trec prin apă și să-ți bată acolo, să treacă peste pietre. E o stare din asta specială. Și astea sunt flori de câmp. Și de asta înregistrez ca să-ți arăt milioanele și milioanele de flori de câmp aici. Azi era o zi care a fost prognozată ploaie și zic unui prieten, un rus, zic: "Mă, azi o să fie o zi cu soare." Și zice: "Nu, că e o să plouă." Și zic: "Unde mă duc eu, e soare." "Nu, că e prognoză de ploaie." Da, ok. Uite ce soare fain e acum. Ăsta e autobuzul cu... ce-i cu ăsta aici? Că... ai unul care doar trece, locuiește în autobuz sau ce-o fi cu ăla. Oricum, aici am alt scop, cum am zis, ca să-ți arăt niște flori de-astea de câmp, niște margarete. Și zic, măi, câmpul ăsta, până la pădure acolo, cât vezi, e plin de margarete. Am zburat deasupra lui cu drona. Și când am văzut, wow, alb, este spectaculos. Acum, nu știu cât se bucură de florile de câmp. Eu mă bucur super. Când eram copil, mergeam pe deal și treceam așa pe pășuni și vedeam plante, tot felul de specii de plante. Și
eram așa de încântat de ele. Bine, nu întotdeauna aveam starea, depinde cât eram de obosit, dar așa, în principiu, îmi doream să ajung unde sunt așa de multe flori. Și uite aici câte sunt. Dar stai că încă nu se vede. Eu dacă mă ridic mai sus, dacă aș putea să ridic telefonul ăsta cu care filmez, să mă ridic sus, să vezi ce super se vede. Unde mergi numai flori. Uite, eu mă duc pe aici și iarba e până deasupra ochilor, adică e iarbă de 1,80 m. Și uite aici, specii de plante, margarete, trifoi, sălbatic. Și ce-i fain aici, că nu vine țăranul să mă fugărească cu coasa sau cu furca sau cu ce făceau ăia pe acolo, pe la zona Năsăud, unde am crescut. Era o chestie din asta, un fel de frică. Mergeam pe deal, la căutat de bureți și trebuia să am grijă, băi, ăla e terenul omului, ăla nu e terenul omului, ăla de-a satului, sau că nu știai când trimite câinele după tine. Că na, erau oameni de ăștia de jos care atâta știau ei să-și apere terenul. Ca și când noi mergeam acolo să furăm iarbă. Dar de fapt, motivul era ca să nu le încălcim iarba. Și acum, uite, eu am încălcit iarba lui ăsta și nu am frica că o să vină cu furca sau cu tractorul să mă urmărească și să-mi spună să ies de aici. Deși asta este proprietatea mănăstirii. A, pe aici a trecut ursul. Sau ce animal. Deci nu, uite, ăsta e cărare, nu e făcută de om. Nu trec, nu vin oameni pe aici, n-au niciun interes să meargă ca mine prin iarbă. Asta este e o potecă sau o traseu de asta făcut de urs sau de alt animal. Dar e, ce e aici? Uite acolo. Cât vezi cu ochii? Adică nu chiar cât vezi cu ochii, dar cât cuprinde ochii aici? Terenul ăsta e plin de margarete. Oricum, eu mă bucur, te bucur sau nu, treaba ta. Am avut o discuție cu biologul ăsta, cu omul ăsta de care zic că are grijă de ferma asta. Și ziceam de oamenii de la oraș care au fost programați să alerge după bani. Atâta de mult îți concentrați pe bani și pe cum să cumpere aia, cum să cumpere aia altă, așa, pe avuție, încât ei uită că de fapt ce este simplu, lăsat de Dumnezeu sau de natură, ce vrei tu, asta este ceea ce îți umple sufletul. Să vezi simplitatea, dar în același timp complexitatea, că dacă le vezi de la suprafață, zici, da, sunt niște flori, ceva simplu. Mai simplu decât o mașină, mai simplu decât o clădire, mai simplu decât o poșetă Gucci. Și ce mai caută lumea să-și umple golul de iubire. Și te gândești, da, sunt niște plante, ok, și nu le bagi în seamă că sunt prea simple, dar cu cât te duci mai aproape de ele, cu atât îți dai seama că sunt atât de complicate. Că îți trebuie mult timp să le admiri. Și numai să le admiri, dar să le înțelegi și să îți dai seama că astea nu au fost făcute așa de la sine, de natură, cum se crede. Aia care îți explică ție că natura s-a creat singură și a evoluat singură, așa, o spun întrebarea, dar cine a făcut bazele? Programul ăsta care e scris în orice și care duce la evoluție. Cine a scris programele astea inteligente? Că n-ai cum să creezi ceva inteligent fără o bază inteligentă. Să trebuie să pornești de la ceva. Materia simplă nu poate să crească dacă nu există o direcție. Dacă nu-i se spune printr-un program, automat sau nu, controlat sau nu, dacă nu-i se spune în ce direcție să crească, în cum, cât, cu ce fel de inteligență, dacă nu ai acest program, plantele n-au cum să iasă din ceva, n-au cum să iasă din nisip, n-au cum să iasă din
eu știu, microorganisme unicelulare, cum se crede. N-ai cum. Trebuie să-i spui acestei insecte că trebuie să evolueze cumva, să găsească căi de evoluție. Și astea scris într-un program. Și programul ăla nu s-a scris singur. Nu vei găsi nicăieri chestii foarte simple, fără inteligență, care să evolueze și să-și creeze singura inteligență. Cine a creat inteligența acestor specii care să le spună să evolueze, să caute, să fie mai bune, să supraviețuiască, să, să elimine ce este stricat, ce este defect? Cine le spune la ființe ce specializare să aibă ca ele să facă, să aibă un rol din asta foarte specializat ca să ducă la un sistem care să auto-întreține și să se auto-regenerează. Astea sunt informații și instrucțiuni care sunt scrise într-un program. Și cine le-a scris alea? Înainte de a apărea totul. Că programul ăsta nu se scrie singur. Ăștia care, așa zis și oameni de știință, ăștia ori sunt proști, ori sunt proști. Ori se limitează la prostie. Și atâta o mai dau pe ocolite și o mai fac să pară complicată teoriile lor, atâta le mai adaugă machiaj și vorbe de-astea sofisticate ca să prostească lumea care e naivă. Asta fac ei, oameni de știință. Vorbesc elevat, așa zis elevat, și de fapt nu prea vorbesc mare lucru. Și asta am observat și când am făcut experimente cu acest sistem de inteligență artificială. Da, deci îți dă informații existente de pe internet, dar informațiile alea nu sunt create de către AI. Deci inteligența artificială, de fapt, folosește informații existente și le traduce sau le convertește într-un limbaj sofisticat. Și când citești prima dată, zici, wow, ce deștept e ăsta. Dar AI sau inteligența artificială nu a creat absolut nimic. Nu m-au luat chestii, le-au amestecat, le-au pus așa ca într-un aluat, le-au adus la o formă din asta frumos de citit sau plăcut, te gândești că e un sistem de ăsta super deștept, dar nu-i creativitate. Bun, am divăgat un pic, am mers de la natură la inteligența artificială, dar zic așa, și acest program de inteligență artificială i s-a spus de către oameni cum să gândească, în ce direcție să meargă, cum îi se spune acestor băzitoare, acestor nu albine, bondari, dacă vrei să le zici bondari, ce trebuie să facă ele. Fără programul ăsta, ele nu știu. Și înainte de a deveni ele bondari, poate milioane de ani în urmă, poate, chiar aceste organisme simple, totuși, trebuia să li se spună, da, uite, trebuie să mănânci pe ăla sau pe ălălalt, trebuie să te mulțești numai cu ăia sau cu ăialalți. Deci toate astea sunt programe. Că altfel ce se întâmpla? Era haos. Încerca leu să se mulțească cu capra, ca să iasă ceva, deci informațiile astea scrise în genetică și alea sunt coduri speciale făcute de o inteligență pe care noi nu o înțelegem. Noi zicem la inteligența aia Dumnezeu. Pentru că știm că extraterestrii nu sunt capabili, sau așa credem, că nu sunt capabili să creeze un sistem așa de complex. Da, probabil că și ei sunt limitați, dar sistemul ăsta era complex, deci cât vezi în jurul tău cu ochii vezi tot ce vezi, cu inteligența minții tale, cu puterea ta de a înțelege natura de aici, totul este un sistem foarte complex și noi pur și simplu ne integrăm în el. Și nu cred că există specii extraterestre care se poată genera atâta informație cât e în jurul nostru. Deci, cred că teoria că
extraterestri au creat viața pe pământ, cred că nu se prea potrivește. Oricum, eu mă bucur de o zi însorită aici, cu filozofie sau nu, și am zis să-ți arăt niște flori de câmp. Și vorbim, dacă vrei să te abonezi la canalul ăsta, dacă vrei filozofie, găsești. Vorbim, bye bye!